Noul pod de la Gigiu peste canalul Dunăre Marea Neagră este gata. Peste construcția care reprezintă cel mai mare pod cu hobane din țara noastră, au circulat în acest weekend primele mașini. Deocamdată cele ale constructorilor și ale muncitorilor care montează lămpile de iluminat public. Noul pod a fost traversat de o dronă care a surprins stadiul clădirilor. Imaginile spectaculoase au fost filmate de la o înălțime de peste 100 de metri și se poate vedea că podul este deja asfaltat și că hobanele, cablurile groase care susțin greutatea construcției au fost montate. Podul de peste canal va intra în probele de stres pe data de 11 noiembrie. Acest nou pasaj peste canal are o lungime totală de 360 de metri și o lățime de 17,4 metri. El este menit să deblocheze traficul către sudul litoralului. Proiectul pod rutier la kilometru 0 plus 540 al canalului Dunăre Marea Neagră și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în portul Constanța constă în realizarea mai multor obiecte, respectiv podul hobanat peste canalul Dunăre Marea Neagră, cu o lungime totală de 360 de metri, viaducte de acces la pod, pe malurile canalului un pasaj de trecere la nivel cu cale ferată, lucrări de drumuri de acces spre zona de nord și de sud a portului Constanța, inclusiv racordul cu varianta ocolitoare a municipiului Constanța și două clădiri pentru asigurarea controlului, accesului în port, dar și parcări în zonele de acces la noile porți de acces 7 și 10 bis. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial în Transporturi din fonduri structurale ale Uniunii Europene și de la bugetul statului. Valoarea proiectului este de 191.797.112 lei.